Da, bine, sigur că e superficial. De aici încolo, însă, dacă omul te iubește, să vină frumos Cine în să mă România. Iubească? De ce să mă iubească? Că n-ar avea de ce, adică, n-am, nu s-a întâmplat nimic ca să mă iubească. Ce s-a întâmplat? Să vezi, adică de dragoste la prima vedere n-ai auzit? Da, am auzit, da, mie nu mi s-a întâmplat până acum. Să poate. Nici ia uite o pasta mică, moare, vezi de acolo. Și eu, și eu, și eu, și eu, da. Hai, nu deci se poate, păi cum mă duc la a doua căsătorie aici și eu niciuna, nu se poate. Nu știu, eu, părerea mea este că băiatul, dacă te duci la o filmare unde joacă el, că joacă nu știu ce filme, eu zic că să faci o coadă. Cu siguranță. Și acolo era coadă, să știi că erau foarte mulți turiști care se pozau cu el. Păi dacă spun cu omul șmecher? Da. Doamnelor și domnilor, asta este știrea. Bun, de aici încolo noi nu rămâne decât să urmărim... Ai auzit ce a zis sora mea? Poftim? Deci nu pot să cred. Ce? A spus, ai auzit ce a zis sora mea mai devreme? Ce? Poți să zic la microfon? Da, îmi faci reclamă proastă. A zis norocul prostului, se referea la mine. Deci nu pot să cred. Cum adică bravo? Eu zic și familia de din pământ, cum adică și bravo? Și vecinul nostru, Iulian, e de acord. Deci, cine e vecinul Iulian? Colegul uite, nostru, da. Operatorul, da. Deci, stă la două case de noi. Deci, acum poți să-i răspunzi surorii tale și să-i spui că îi urez mult succes în viață. Că îi urez ei mult succes în viață? Nu, eu cred că există karmă și justiție divină pentru toată lumea.